repede a trecut pauza de publicitate și am revenit în platou cu Silvi Bri și Ionica Herlea la minunata noastră discuție. Să continuăm, Ionica. E al tău. De unde am rămas? Deci iară mă pui să fiu moderator, nu? Știu că ai ucenicie. Foarte multe întrebări. De ani de ucenicie. Eu pot să te ajut atâta ca să reamintesc. Era vorba, dragi prieteni, cam câți ani de ucenicie a trebuit să facă un tânăr ca să prindă oarecum cheag să se afirme în profesia lui. Uite, mi-aduc aminte, bunicul meu era calfă, avea 13 ani când a intrat ucenic la un strungar. Da, era dramatică experiența asta să fii calfă, uneori mâncai și bătaie. Da, dar... l-a trimis odată, cică du-te până la, nu știu cine, du-te la maestru tău, l-a trimis unul. Și să-ți dea niște iamă de păr. Și el s-a dus. Voi câți ani de ucenicie ați făcut? Eu, adică câți ani de zile am dus tava? Vreo 3-4 ani, 5 ani. Bine, paralel cu această ucenicie de la Teatrul Național, paradoxal, am făcut roluri, cred, și nu spun eu, spun alții de succes, în alte teatre. Am făcut și filme în alte case de producție, să zic, decât neapărat filme românești. Am jucat foarte mult și în coproducții străine. Dar e un paradox, ce să spun. Da. Se strâng frustrări multe în perioada asta? Da, se strâng. Adică, în primul rând, tu crezi că ești leu paraleu și că poți muta munții. Ceea ce e adevărat, la 20 de ani ai altă energie decât pe la 50 de ani. Adică, dar la 50 de ani ai altă experiență decât la 20 de ani. Acum nu o să joc Romeo la 50 de ani. Dacă nu l-am jucat la 20, sănătate. Na, joc acum tata lui Romeo. Mama, că se poartă. Sunt oameni care... Dai aripile acestor ucenici care sunt smei la 20 de ani, ar trebui tăiate aceste aripi să se domolească trebuie să ajutați. Dezvoltați. Nu, trebuie să promovați. Sunt foarte mulți tineri care trebuie să promovați. Spre exemplu, directorul nostru, Dinu Săraru, a creat două nume. Unul, hai să zicem, că era deja cunoscut datorită colaborărilor sale, dar Monica Davidescu, colega mea de la Teatrul Național, este clar, dincolo de talentul ei, munca ei, rolurile pe care le-a primit, este produsul acestui management pe care Dinu Săraru l-a adus în Teatrul Național. El a făcut și nume precum Ștefan Iordache sau Valeria Seciu, când era directorul Teatrului Mic. Adică așa trebuie să facă un manager până la urmă. Dar sunt și unii care, iartă-mă atâta să mai zic, tai aripile, efectiv. Nu-mi place de ăla, nu-mi place, e nesimțit. Nu-mi place, e și invidie foarte mult. Amenințări? Se simt amenințați? Mai sunt și amenințări, mai sunt, da, cineva bagă seama. Acum, cred că sunt și extreme aici, extrema aceasta în care noi și doar noi pentru totdeauna trebuie să fim, să domnim, să fim în față, și cealaltă a plângăcioșilor care la orice inconvenient, vai ce traumatizat am fost, dar eu mi-aduc aminte de experiențe dramatice în care profesorul de orchestră ne încuia pur și simplu în sală să studiem. Zice, până nu ți iese pasajul ăsta, tu nu ești de aici, ești ca la pușcărie. Deci ne spunea clar. Și eu știam un singur lucru, că nu ies de acolo până când nu-mi iese. Deci degeaba... Noi intram la ora 10 la curs dimineața și ieșeam la 10 seara. Exact. Adică, transfigurația, adică munca și se face. Asta nu poți înlocui. Nu poți înlocui și trebuie să te înveți să învingi tracul. Trebuie să te înveți să fii tenace, să fii ordonat, să urmărești un scop. Ori dacă nu treci prin militaria asta, ușor traumatizantă pentru unii, n-ai cum să te maturizezi, să stăpânești emoțiile. Dar merită? Merită sacrificiul? Adică dacă ați fi știut să faceți un salt din ăsta așa peste noapte, cum se descurcă generația actuală, l-ați fi făcut? Ferească Dumnezeu că aș fi fost un salt în prăpastie. Eu așa cred, că nu ai cum să nu, ca dacă ai și înălțime, există și cădere. Acum, dacă te uiți în urmă, chiar amintirile cele mai dramatice pot să fie îndulcite, știi? E ca și atunci când l-ai întrebat pe un campion la kickbox dacă a meritat să ia atâția pumni în freză, da? Normal că îți va spune clar dacă am ajuns campion, dacă sunt aici. Când te uiți în spate, zici ok, toate astea le îndulcesc pentru că am ajuns undeva. Nu poți să eludezi suferința asta. Iar dacă ai ști dinainte, n-ai mai face nimic. Cred că te-ai speria și te-ar copleși frica. Pe unii copleșește frica și nu mai fac nimic. E și cazul ăsta. Da, frica paralizează, da. Lenea. Și Lenea? Lenea paralizează și ea?
Am o perioadă de lene de vreo câțiva ani. De bine, adevărul că după ce am terminat a doua facultate, care a fost 4 ani foarte intens, a fost 4 ani intensi. Care a fost a doua? Facultatea Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul, care a fost facultate foarte serioasă, din punctul meu de vedere. Și așa s-a întâmplat și cu pandemie, cu tot, chiar mi-am putut să o termin. Am simțit așa nevoia de o lungă vacanță. Chiar unii colegi mi-au zis, da, băi, nu prea ai mai jucat ultima vreme nimic pe la teatru, ia treci și tu pe la... Ba nu, nu, m-a alint. Acum, într-adevăr, am jucat, joc în continuare la Teatrul Național, sunt angajat, aștept în continuare să fiu și distribuit, pentru că acolo sunt și regizorii care vin și te distribuie. Avem și un program în care ne putem face spectacolele noastre, se numește Uși Deschise pentru Toți, deci am muncesc, am vrut 4 spectacole, mulțumesc, Dumnezeu se joacă cu... Te-a ajutat în un fel a doua facultate, teologia, în profesia de actor? Au vreo legătură între ele? Sau te-a schimbat în vreun fel? Da, au legătură. În primul rând și într-una și în alta folosim cuvântul, ne folosim de cuvânt. Și cuvântul, știți și voi, zidește, dărâmă. De foarte multe ori noi ne lovim de cuvinte. Nu citim în spatele cuvântului ceea ce este omul respectiv. Că dacă un om violent sau agresiv... E de fapt o fire emotivă, culmea, sau un om plin de slăbiciuni, care are suferințe. Și dacă e un om vesel, știți și voi că omul ăla poate să aducă foarte multă bucurie. Cineva spune, a fi un creștin adevărat este, știi cum e, să pui mâna pe un om să-l vindeci. Și că la măsura aia poți să ajungi. Adică cum era Sfântul Apostol Petru, da? Care trecea doar cu umbra și vindeca tot felul de... Ai început să vindeci oameni de când ai înțeles asta și ai terminat? Cred că teologia? Da. Și nu o spun cu să mă laud. Cred că da, tot cu ajutorul Dumnezeu. Adică am avut oameni din familie. Pot să încep cu mama. Mama este unul dintre cazurile fericite, care de 2 ori a trecut prin un cancer. Și cu ajutorul lui Dumnezeu și a medicilor am putut și noi să o ajutăm pe ea la rândul ei și și-a schimbat și ea, să zic așa, viața. Cred că putem să ajutăm, să vindecăm în continuare, prin exemplul nostru, în primul rând. Cred că și acum facem asta, vindecăm oameni. Da, și eu cred, că oamenii se folosesc de ceea ce ascultă. Pot să te vinde și pe tine? În primul rând, vindecă-te pe tine, doctore, așa se spune, da? Și apoi, da, păi, sunt aici, e un proces lung, adică nu știu dacă voi fi vindecat până la sfârșit, dar ce suntem noi? Până la urmă niște milogi. Și eu spun asta cu toată dragostea, adică știm, miluiește-ne și pe noi, că suntem vai de noi, știi? Dar întotdeauna există vindecare, sunt convins. Da, mare bucurie ne-ați adus pentru că ați fost astăzi la Fresh Access. Ionică, câteva gânduri de încheiere? Cred că ar fi bine să fim atenți cum ne alegem modelele și... să-i urmărim pe oamenii care au muncit pentru succes, pentru dezvoltarea lor, care au făcut performanță prin muncă, pentru că nu există un succes fără muncă și fără dăruire. Și mergeți la teatru, oameni buni, umpleți sălile, aplaudați, bucurați-vă, râdeți, plângeți alături de actori, pentru că ei de asta au nevoie, asta e răsplata pentru toată munca și toată dragostea pe care ne oferă și energia lor și viața lor, pentru că, practic, acum mă gândeam că darul pe care Dumnezeu ți l-a dăruit, îl dăruiești în zecit oamenilor din jur. Și să audă Dumnezeu, sper să fie asta adevărata mea amenire și să se bucure, așa cum ai zis, cei care ne privesc. Da. Până la urmă, actorii aduc fericire, pentru că dacă mergi la teatru, de multe ori, de cele mai multe ori, bine, acum depinde și de piesă, dar de cele mai multe ori mergi ca să râzi. Iar actorii aduc fericire, îi fac pe oameni fericiți și pentru asta vă mulțumim tuturor actorilor. O să continuăm discuția cumva pe zona asta de vindecare. Tot așa, vindecare prin credință. Victoria Lungu, artistă din Republica Moldova, a reușit să se ridice de la pământ după moarte clinică, după un accident rutier foarte, foarte grav, prin rugăciune, prin post negru. S-a mutat în București. Este mama influenceriței Valeria Lungu, pe care o știm și o îndrăgim și probabil generația foarte, foarte tânără este la curent cu tot ceea ce face ea. O apreciem. Victoria Lungu are proiecte noi aici în România.
a venit plină de speranță în București, arată mai bine decât oricând. A mai venit la noi acum un an, abia aștept să o revăd în 2023 pe Victoria Lungu. Bine ai revenit! Bine ai revenit! Un microfon, te rog, un microfon ca să poți să ne colinzi. Vezi ce înseamnă dacă lucrezi în televiziune? Sunt obișnuită să am la valieră aici, gata, știam că... Dar stai puțin, că eu nu știu, tu ești Victoria, nu ești Valeria, da? Mamă, dar deci... Să știi că am și eu am această confuzie ori de câte ori le văd, dacă nu le văd împreună... Și eu mereu când merg cu Valeria, toată lumea e sună mami. Cu mami. Da, arăt senzațional. Mulțumesc, draga mea. E un efort frumos a unei femei, de fapt, nu doar femeile, dar și bărbații trebuie să aibă mare, mare grijă la ceea ce fac, știi, de asta. Iar efortul vine din interior, nu? De aici începem, dinăuntru, nu din afara noastră. Da, în primul rând, începem cu cine suntem, ce ne dorim, unde vrem să ajungem, ce ne place și să facem doar bine. Știi, și dacă începi tu cu tine să te placi pe tine, să te gândești și la cei din jur, nu doar să fii un trântor din ăsta care, mă, mi-e bine mie și e ok. Nu, dacă ți-e bine ție, fă bine și altor oameni și atunci, uite, să știi că însăcit. Uite, doar două zâmbete din partea voastră și gata, mi-a făcut ziua fericită. Păi ai venit cu zâmbetul aici, ai venit plină de zâmbet. Foarte multă lume, milioane de oameni care o să urmărească acest interviu. Sper să învețe ceva și de la băieții care au fost înainte, pentru că ascultam cu mare atenție despre ceea ce înseamnă a fi în această viață un erou. Să nu te oprești în loc, niciodată să nu zici, mă, am trăit ceva, am trăit, trăiesc cu ceea ce am avut. Nu, trăiești în momentul, clipa. Te mai gândești în urmă la ce a fost? Să știi că înainte de a merge la facultate, pentru că ascultam invitatul tău care a zis că a făcut o facultate în pandemie, da, și eu am făcut o facultate. Care a fost? Psihologia. Da, ai terminat acum psihologie? Da, am terminat psihologia acum un an și în acest an fac niște cursuri de terapie cu energii. Deci mai întâi tu ai aplicat exact ce am discutat noi. Te-ai vindecat pe tine și acum încerci să-i vindeci și pe ceilalți. Da, eu făceam lucrul ăsta de foarte multe vreme, doar că făceam prin Dumnezeu. Credința, rugăciunea, posturile erau foarte importante pentru mine. Ce te-a ajutat pe tine un post negru? Știu că l-ai ținut mai multe zile și chiar mulți au contestat metoda, au spus că nu e deloc sănătoasă. De ce ai simțit tu că îți face bine acest post negru pentru a trece de... greutățile, da, emoționale, încărcătura aceea pe care nu o aveai. Nu era vorba doar de emoționale, era vorba de un pact pe care mi l-am pus eu în fața mea, pentru că omul în fiecare zi când se trezește, ce face? Doamne, îți mulțumesc pentru această zi. Mă uit lângă mine că am un copil, mă uit lângă mine că am un soț bun, că am... Înseamnă că noi trebuie în schimb să dăm, să lăsăm și noi ceva, nu? Că doar nu suntem dăm, cerem și când să... te uiți o oglindă și doar cu tine vorbești. Dar de ce n-ai simțit că e suficientă recunoștința? Pentru că Dumnezeu asta așteaptă. Adică tu, dacă ai văzut că o viață nouă se înfățișează în fața ta, o nouă zi, și ai simțit bucurie, Dumnezeu poate era mulțumit cu asta. De ce ai simțit nevoia să-ți chinuiești puțin corpul, ca să spun așa? Nu este chin? Nu, e o satisfacție, să știi că e o satisfacție pură. În primul rând, în momentul când tu aștepți acest post, pentru că eu am acest post și îl țin de peste 15 ani, nu e acum un an. A venit foarte ușor, a venit din momentul când am încercat să văd de ce trebuie să ții post. De ce trebuie să-i mulțumești lui Dumnezeu? Și Universului? În primul rând pentru că ți-ai viață. Viața e cel mai important moment. Astăzi e ziua în care tu nu știi peste o oră că ai ieșit de aici și nu știi unde ajungi. De-aia, în fiecare secundă, mulțumește cu recunoștință. E un cuvânt, dacă Dumnezeu ți-a voce, spune ceva. Păi Dumnezeu ți-a... Exact, pentru că mama ta te-a născut pe tine, nu cântai, erai un copil care nu vorbeai, da? Ai început să vorbești mai târziu, ai luat niște capacități de la mama, ai luat... Dar toate lucrurile le-a făcut Universul, Creatorul nostru, cel care credem cu adevărat în toate lucrurile astea frumoase. Tu l-ai descoperit pe Dumnezeu, ai descoperit credința după accident?
Cum să știi că, da, noi cumva cred că avem în familia noastră o conexiune foarte frumoasă cu bunica, pentru că bunica mea, pe linia mamei, a fost la mănăstire și mama mea era și ea credincioasă. Eu când eram copil, mama nu obișnuia să mă învețe așa cum fac eu cu Valeria, da? Ea se așeza în genunchi noaptea când se culca, noi dormeam și treceam cu urechea și că ea își băga broboada pe cap și se ruga, știi? Și eu auzeam Victoria, numele fiecăruia. Nu știam, nu am știut lucrul ăsta. Atunci deja când am început să înțeleg mare lucru din toată viața asta, bunica mă lua de mână și spunea, trebuie să mergem la împărtășanie. Și pentru că pe atunci, că nu aveam permisiunea să mergem la biserică, mergeam, păi nu știu pe unde. De atunci a început toată dragostea asta față de Dumnezeu, dar căsătoria, posturile pe care le țineam eu când eram studente, așa cum cred că și voi ambele faceți același lucru, sunt foarte ușoare. Noi ne uităm așa la Dumnezeu. A, bine, da, mulțumesc. Da, mulțumesc, știi? Suntem tineri. Cu vârsta toate lucrurile se schimbă. Te așezi, ai timp să citești mai mult, ai timp să analizezi foarte profund. Uite, când merg la mănăstire acum, dacă merg 3-4 zile la mănăstire și stau acolo în post negru, mă trezesc dimineața cu măicuțele, fac niște lucruri care nu le-aș fi făcut dacă aveam 25 de ani. Adică vă spun acum cu mâna pe inimă. Dar fata ta e la fel? Ca tine? Să știi că fata mea e un pic mai bună pentru că ea reușește să citească Biblia. Eu doar o încep să citesc și nu reușesc. Dar am zis că Dumnezeu o să-mi dea un răgaz într-un post de 40 de zile când o să citesc Biblia, cu siguranță. Post de 40 de zile? Vorbim despre post nu negru, 3 săptămâni, mai mult de 3 săptămâni nu am ținut. Stai că și 3 săptămâni mi se pare enorm. Nu e. Dar să știi că și eu am ținut post când am conceput-o pe fetiță. A fost postul Crăciunului, am ținut tot postul, am fost la Ierusalim, am rugat acolo pentru copil sănătos și chiar acolo am și conceput-o. I-am dat viață. Uite, vezi că Dumnezeu e un semn. Tot ceea ce faci, ești răsplătit cu ceva, doar că noi nu suntem atenți. Niciodată suntem atât de grăbiți în viață că nu suntem atenți, că Dumnezeu de fapt te răsplătește și îți dă în schimb cu totul altceva și ceva mai profund, mai bogat, mai mare. Ceea ce ziceai tu că nu, ia încearcă. Mă sun pe mine când vine postul, te pregătesc cu 2 săptămâni înainte și o să vezi, o să reușești să faci și sport, o să reușești și să te rogi, o să reușești să citești și să doar atâta. Ce presupune pregătirea asta dinainte? Pregătirea trebuie să o iei foarte, foarte ușor, să ții o zi de post luni, după aia miercuri, după aia vineri, după aia... Pentru că nu o să reziști dacă nu ai un organism pregătit, dacă ești nu consumator de carne de exemplu, da. Și imediat, într-o secundă, ai lăsat tot, pur și simplu o să ai o problemă cu tine și atunci e mai ok să pui în șor. Cum îți este în București? De cât timp te-ai mutat? De 4 ani. 4 ani, deci te-ai mutat definitiv. Da. Bine, când? Eu fac naveta și acum în fiecare lună pentru că am cursurile de psihoterapie acolo. A, deci mai după ai aia lucruri... mai lucrez și la o televiziune acolo, mai am niște emisiuni, mai montez, mai am copii cu care lucrez. Și unde te simți acasă? Unde ești acasă? Aici mă simt acasă. Pentru că e fata aici. Nu, pentru că eu sunt aici, fata e de 10 ani aici. Trebuie să te simți tu acolo unde mergi, să-ți găsești locul, pentru că dacă nu poți să te împământezi și să-ți găsești locul, o să... Noi artiștii, de fapt, toată lumea îmi zice, cum ai plecat din Moldova, ai lăsat o carieră de peste 30 de ani și te-ai mutat în România? Păi da, cariera și numele nu ți-l fură nimeni, că artiștii merg în toată lumea și cântă și cumpără case în... oriunde își doresc ei să mișcă un an într-un oraș, un an într-o țară. Eu mă simt bine aici pentru că vorbim aceeași limbă, chiar dacă de multe ori cineva îmi spune, a, ești din Moldova. Și când sunt în Moldova și dacă vorbesc cu cineva român îmi zice, ești din România. Dar cu toate astea mai faci lucruri acolo. De exemplu, cursurile, de ce le faci în Republica Moldova? Nu ai găsit...
un profesor bun aici sau o școală? Nu e vorba, e o școală din Rusia, e unicul cosmoenerget care a lansat această platformă de cosmoenergie. E ceva mai profund decât terapiile cu energie. A, și nu ai reușit aici și de asta, adică e unica... Ba da, am reușit aici, doar că le merg acolo pentru că inițierile... E ceva mai profund despre care trebuie să-ți spun eu în privat. E o școală în care în fiecare lună trebuie să mergi la... în zilele în care se țin seminarele, dar noi facem online cu cei din Moscova, cu cei din alte țări, pentru că e o platformă foarte, foarte mare, dar eu îl mai ajut pe mentorul meu, pentru că fiecare mentor are un elev și eu la rândul meu voi avea un elev pe care din sutele îl voi alege eu, așa m-a ales și pe mine mentorul meu. E o deschidere mult mai profundă despre ceea ce o să vă zic. Ai timp să te ocupi și de muzică sau vrei să te dedici? Am lansat 4 videoclipuri în acest an. Am lansat 2 videoclipuri de muzică populară și acum în decembrie am lansat Leroy Ler, pe care vi l-am trimis, și am mai lansat un videoclip, la fel un colind, care o să iasă în 13, suntem în anul nou. Da, pentru da. Că noi încă suntem în 2022, da, ca să ne ținem după... minte. Încă, eu ascult colind de mult timp după sărbători, ca da, să și e frumos atât timp cât este iarnă și e frumos și așteptați că o să fie o zăpadă foarte Bradu, frumoasă. Bradul, ce l-ați despolobit? Și Bradul mai țin nu, până pe 1 februarie și după aia îl scoatem și trecem cu dragoste. Da. Da, facem. Mai lucrez și la un proiect aici în România, dar am zis și am învățat foarte mult în această pandemie și de când fac psihologia, încearcă să-ți pui toate lucrurile într-un caietel, ți le scrii, vorbește tu cu universul, cu tine, vizualizează foarte bine și nu spune nimănui. În gând spune universul că el te aude. Asta facem noi la meditații, da? Eu vorbesc tot în gând, totul absolut. Și când o să vin data viitoare, o să vă demonstrez ce înseamnă terapiile cu energii. Deci este bine, ești bine, ești foarte bine. Și voi să fiți bine după ce o să ies de aici, o să fiți mai bine. Așa pentru pare, că o să vă las un munte de energie aici. Alea, păi dacă știam, nu te chemam noi mai de mult. Da, să știi că lucrez cu unii domni care deja cunosc. Eu nu fac foarte multă publicitate pentru că am abia jumătate de an în acest domeniu și trebuie să fii foarte, foarte bine pregătit. Și atunci când mă sună cineva și îmi zice mie, eu am făcut un business, am nevoie de tine ca să meargă bine așa. Uite, pentru că ești acum pe zona asta a credinței, spiritualității, energiilor și lucrurilor care se întâmplă cu un sens probabil în viață, vreau să te întreb de ce ți s-a întâmplat acel accident. Care e răspunsul tău? Și acum și atunci știam, pentru că în momentul când se întâmplă ceva, sunt niște lucruri pe care tu le-ai generat în viața ta, le-ai adus. Eu știu de ce mi s-a întâmplat, pentru că imediat după ce am început să citesc și să lucrez cu călugării, am găsit răspunsul. Într-un fel, un pic mai târziu, pentru că atunci când ești bolnav la pat foarte multe luni, atunci când se pare că viața nu mai are niciun rost, atunci când se pare că totul este sumbru și nu există viitor, e un moment în care energiile tale pur și simplu s-au făcut cenușă, știi? Nu există nimic și noi, necunoscând acest fapt, cum trebuie să scoatem această cenușă de noi și cum trebuie să legăm energiile ca să fie bune, ca să nu ajungem la tragedii de astfel de gen. Pentru că eu am ajuns acumulând în generații, în generații și bine că a căzut pe mine și Doamne ferește să nu cadă pe copilul meu, pe nepotul, pe nepoții mei. Vezi că am zis nepoții? Nepoții, da. Să dea Dumnezeu. Atunci când tu te-ai trezit, practic, nu ai considerat că e o binecuvântare, că ești în viață, ai considerat că viața nu are sens, adică ai avut un accident foarte grav, nu i-ai mulțumit lui Dumnezeu că ești în viață, ce ai simțit în momentele alea? Nu am avut cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am stat 4 zile în comă, adică eram între viață și moarte. Am avut acea moarte clinică. După aia, când am început să fac dezvoltarea personală și să citesc foarte mult,
Și să știi că mentorul meu de la început a fost Luisa Hay, pentru că am citit toate cărțile ei motivaționale, în care chiar aveam nevoie într-un moment când m-a adus acasă peste 3 luni de la spital și nu mergeam. Și atunci mi se părea că nu există, uite, nu există mâine. Nu era nici azi, dar mâine nici de cum. Nu analizam de ce mi s-a întâmplat, pentru că nu știam de ce să analizez. Nu știam ce se întâmplă cu viața mea, pentru că eram pur și simplu o legumă. Și marele meu noroc că am avut de prieteni care au dispărut din viața mea și au apărut alții noi, de iubitul care m-a părăsit atunci pentru că nu se știe ce se putea întâmpla dacă era lângă mine, și de fetița mea care era un bob, un pui de om matur, s-a maturizat într-o secundă. Avea atunci 11 ani. Era un copil, da, care avea grijă de mine, care îmi făcea de mâncare, care venea la fiecare repaus ca să beau apă sau să mă întrebe dacă sunt bine. Și să știi că am învățat ceva din lecția asta peste ani. Peste ani, pentru că atunci a fost foarte greu. Până am reușit să mă ridic în cârje și prima chemare a fost acasă, pentru că era Paștele și tatăl meu m-a sunat. Acum am înțeles de ce, pentru că tatăl meu a murit în brațele mele, exact când am mers eu a doua zi. Și el mi-a zis mie, vino, te rog, acasă, am nevoie de tine, pentru că la anul pot să nu mai fiu. Și eu zic, ai tata, aberezi și tu. Și să știi că eu seara am ajuns, eram în cârje. În momentul când tatăl meu a decedat și a căzut, eu am aruncat cârjele și l-am luat în brațe. A fost un schimb. El a murit pentru ceva, înțelegi? Ca eu să pot. Și eu nu-mi dădeam seama atunci că eu de fapt stau în picioare, dar nu aveam cum. Și a fost ceva care m-a pus și simplu, a trecut durerea mea în durerea pe care pierderea omului de lângă mine. L-am ținut. S-a transmus într-un fel, eu analizând peste ani, atunci îți dai seama, durerea era atât de mare că eu vroiam să strig, să spun la oameni, ajutați-mă, și nu știam cine poate să mă ajute. Nu strigam, Doamne, îți mulțumesc că m-ai făcut să stau în picioare. Cum să-i mulțumesc dacă eu în momentul ăla l-am pierdut pe tata? Cine te-a ajutat în momentele alea? Dumnezeu. Dumnezeu, da. Doar Dumnezeu. Și copilul meu. Pentru că mama era foarte vulnerabilă, era și ea într-un moment în care... Și de fapt eu în familie, fiind cea mai mică, eram și cea mai mare. Toată lumea, într-un fel sau altul, ținea de sfaturile mele. Și eu cred că noi undeva ne naștem în viață ca să învățăm lucruri și lucruri și lucruri. Pentru că chiar și momentul când am ajuns să cânt din nou, toată lumea m-a întrebat, eu veneam în cârje la evenimente și luam microfonul, stăteam cu microfonul cu cârjele așa, dansatorii lângă mine mă luau în brațe și îmi spuneau, de ce nu stai, tu ești bolnavă, stai acasă, știi? Atunci tu trebuie să fii un om motivat, să nu asculți de cei care nu văd ca tine, să fii puternic, să fii, în primul rând, să fii un om bun, blând. Dacă știi să dai această blândețe și să spui mulțumesc pentru sfatul tău, dar eu mă simt bine aici în scenă. Că na, știi cum e? Îmi spunea mie un prieten din televiziune, ai grijă, Victoria, că aici în România ai intrat într-o pădure cu lupi. Și eu am zis, dar eu nu am ieșit din aia cu lupi. Da. Așa că e bine când dai concurență, e bine când vin foarte mulți oameni talentați, pentru că ai cu cine să te uiți și să te gândești că lumea e foarte frumoasă și uite, locul tău e aici și locul lui e aici și putem să fim cu toții o familie frumoasă. Toți îi ducem bucurie, dragoste. Am trecut într-o zonă, e bucurie, veselie, tocmai de asta vreau să te întreb. Sunt foarte mulți care se gândesc, cu toții ne gândim, ce e dincolo? Și ne sperie foarte tare gândul ăsta. Viața e dincolo. Necunoscut. E o altă viață, dacă crezi în asta. Asta vreau să te întreb. Mulți care au fost în moarte clinică, în comă, au văzut acel tunel, o luminiță, o pajiște, oameni dragi care nu mai sunt printre ei. Se înfățișează o nouă lume, da? O nouă viață acolo. Tu îți mai amintești ceva? Ai văzut ceva? Bănuiesc că ai fost foarte întrebată de toată lumea. Da, am avut emisiuni foarte multe pe acest... Îți amintești ceva sau pur și simplu din momentul accidentului
s-a tăiat filmul și te-ai trezit? Eu țin minte absolut tot. Acum, pentru că lucrești cu energiile, îți dai seama că văd filmul tot. Pentru că pot să mă teleportez acolo, în momentul ăla, să vorbesc, să mă văd iarăși acolo, să mă văd de sus, să mă văd și, în toate părțile. Și ce ți-amintești? Momentul când s-a întâmplat acest accident, s-a trecut, nu mai vreau să vorbesc. Dar cel mai important lucru, cred că, pentru că am fost binecuvântată, să văd într-o secundă, cred că asta s-a întâmplat, pentru mine a durat o veșnicie, dar băieții după aia care m-au luat de la ambulanță mi-a spus că a durat câteva secunde, pentru că automobilul în care eram a fost aruncat într-un stâlp și a venit o mașină cu descărcerare care trebuia să pur și simplu să desfacă ușile ca să mă poată ridica de acolo. În momentul ăla, eu am simțit o ușurare în care m-a ridicat cineva, eu am simțit, exact cum când meditez în momentul ăsta, mi se întâmplă lucrul ăsta, se deschide cerul. Exact așa s-a deschis cerul și pe o lumină foarte, foarte puternică venea mâna lui Iisus Hristos, ambele, așa. Eu le văd și acum, de multe ori când... și în momentul când eu am ridicat și mă ridicat sus, asta a durat o secundă, dar mie mi s-a părut că a durat foarte mult. Nu simți durere, nu simți nimic, e o satisfacție de liniște, de libertate, de... nu știu... Eliberare. De eliberare, da. Nu este durere acolo, nu este... Și atunci când eu m-am ridicat așa, simt că m-am ridicat în aer, am dat să-l apuc de mâini, pentru că asta era senzația că vreau să-l apuc de mâini. Și în momentul ăla am simțit cum mașina a desfăcut ceva la mașină acolo, nu știu că nu... și mi-am revenit. Adică eram între viață și moarte, puteam să merg acolo, că poate era mai bine. Dar uite că Dumnezeu a făcut o înțelegere cu mine și m-a lăsat aici pe pământ. Îmi pare rău că ai trecut prin asta. Vezi că acum vorbesc cu zâmbet pe buze, da, pentru că vreau să fiu optimistă și știu că la foarte multe lume le se întâmplă astfel de lucruri și vreau să niciodată să nu cădeți în cealaltă extremă în care am căzut eu, pentru că pot să fiu o lecție de viață pentru cineva, da? Nimeni nu știe, Doamne ferește, ce se poate întâmpla mâine sau, Doamne, să ne gândim la bine, dar dacă e, oricând să știi, Doamne, îți mulțumesc. Mi-ai dat o încercare și merg în față. Care e misiunea ta? Ai spus, Victoria, că ați făcut o înțelegere, că ai făcut ca o înțelegere cu Dumnezeu. M-a lăsat pentru ceva pe pământ. Da, pentru ce crezi că te-a lăsat? Trebuia să fac această facultate de psihologie. Trebuia să ajut oameni, nu? Să ajut oameni. În primul rând, mentorul meu este și el teolog. A terminat și el facultatea de teologie. Nimic nu este fără Dumnezeu. Totul, doar când ești acolo și când simți ceea ce se întâmplă, crezi cu adevărat. Mulți care nu cred niciodată nu o să înțeleagă lucrul ăsta. Și eu cred că am venit ca să tratez oamenii, să fiu alături de ei, să le deschid altă cale în viață, pe care poate unii nu pot să o găsească. De-aia suntem noi cei care lucrăm, psihologii, terapeuții în energie, oamenii care noi avem corpul, dar nu știm că mai avem un corp energetic. De ăla trebuie să ținem, că dacă ținem de el, ăla te face să fii fericit, să te trezești. Eu mă culc foarte târziu, mă trezesc foarte devreme, alerg foarte mult, fac foarte multe, cânt, repet, vorbesc cu oamenii și viața e toată pur și simplu o satisfacție. O bucurie. Dacă te uiți într-un moment frumos la viață, dacă știi să te detașezi de negru ăsta pe care mulți dintre noi îl văd. Victoria Lungu, mulțumim mult! Eu o să vin și o să te îmbrățișez, în timp ce colega noastră, Abby, o să ne prezinte ceva despre pinguinii simpatici. Vai, Abby, foarte drăguț! Sunt un pic geloasă pe tine în momentul de față, că voiam și să iau parte la această îmbrățișare, să facem îmbrățișare de grup, dar după ce vorbim puțin despre pinguini, cred că o să am și ocazia. Dragilor, astăzi o să aflăm mai multe despre aceste struțocămile, putem să le spunem, pentru că sunt niște păsări care nu zboară, dar sunt niște păsări care înoată. Putea să spunem că zboară prin apă.
Ar fi și asta o variantă. Despre pinguini, cred că cu toții știm că aceștia se împerechează pe viață. Acesta cred că este cea mai comună curiozitate legată de pinguini, și anume se iubesc, există un atașament profund între pinguini și odată împerecheați nu mai caută atenția altui partener. Despre pinguini pot să vă mai spun că în timpul migrării, dar și al construirii cuibului, până la începutul perioadei de clocit, păsările se înfometează până la 6 săptămâni, iar în această perioadă, așa dolofănei, cum îi știți, cum îi vedeți pe toți pinguinii, aceștia slăbesc în jur de 2,5 kg. Cu siguranță slăbesc din cauza acestui stil de viață, dar până la urmă putem să ne gândim că este și un post pe care aceștia îl țin, și până la urmă astăzi chiar am vorbit despre multe sfaturi legate de stil de viață, despre slăbit, și putem să luăm, să învățăm inclusiv de la pinguini. Despre pinguini pot să vă spun însă că sunt mâncăcioși și că, deși înoată mult, nu le place să facă foarte mult sport, că de-aia sunt și așa dolofănei. Le place doar să alerge pe gheață și să înoate și rest să mănânce. A bine, atunci când nu este perioada de slăbit. Ei mănâncă restul anului și au 6 săptămâni în care dau totul jos. Noi la Fresh cum dăm anisa totul jos. E, dar ce spui tu că nu le place? De zici că ție îți place. Să ce? Sau mie. Să facem sport. A, nu. Dar știu pe cineva cui place. Dar să știi și tu un lucru. Pinguinii știu ceva ce noi nu știm. Adică ce? Tu nu știi. Și ai o provocare. Autoapărare, draga mea. Sport de contact. Tu n-ai văzut cum se apără pinguinii? Ba da, dar cum se face? Stai puțin! Stai. Hai, vino aici că au venit Cristi și Andrei Iordache, antrenor sport de contact și antrenor fitness. Bine v-am găsit! Ce faceți? Ce să facem? Suntem prezenți la ora de autoapărare pe acest an. Anul ăsta, Abi o să învețe tehnici de autoapărare. Grăbește-te, Abi, că eu nu încep fără tine. Stai că se îmbrățișează și ea cu Victoria Lungu, dar în moment de tandrețe. Ce bine ar fi dacă viața ar fi doar din îmbrățișări, dar dacă vine cineva pe stradă și smulge geanta, ce faci? Nu mai e o îmbrățișare atunci. Eu știu, chiar mă gândeam dacă vine, nu mă lupt, nu. Cred că într-o primă fază îi spun așa, te rog frumos să-mi dai geanta și te iert. Crezi că ține? Nu știu dacă ar ține. Poți eventual să-i dai și un verset din Biblie, dacă ai timp. Dar nu știu dacă are atât de multă răbdare infractorul. După aia aș putea să zic... Îi cunosc pe Cristi și pe Andrei Iordache. Nu. Îi cunosc pe Cristi și pe Andrei Iordache. Asta ai putea să spun. Și după aia aș putea să acționez. Adică o să... Bineînțeles. Nu? Tocmai de asta am venit aici, ca să acționezi, să nu mai spui nimic. Fiindcă nu ai timp. Căci cel care ar vrea să-ți facă un rău, nu stă la discuții. Sub toate formele îți dorește să te vătămeze, nu? Să-ți fure ceva, să te lovească, să... nu știu ce are. Știi, în cap. Eu am chestia asta așa, a mea, așa de blândă, că eu știu, dacă mă uit la un film din ăsta mai agresiv, cu un infractor sau cu unul care un răufăcător, eu mă gândesc că aș putea să-l conving să nu-mi facă rău. Câteva ședințe de terapie... Ei, spui, te rog frumos, stăm acum jos pe marginea străzii, noi discutăm. După aceea îți dau ce ceva bun așa. Ca să o ajut pe Anisa, eu cedez locul emisiunii acelei persoane ca să poți să o convingi. O chem de 2-3 ori și cu siguranță nu va mai face rău. E perfect. Dar asta în sprijinul binelui. Exact. Și ce facem? Eu încerc să o conving dacă mi se întâmplă, Doamne ferește, ceva. Iar Abi, tu poți să treci la acțiune. Astăzi o să înveți tehnici de autoapărare. Te rog frumos să te ridici. Este momentul tău. Da, sunt absolut convinsă. Doar că să te descalzi, că sigur, nu, sigur nu cu pantofea alea deci sunt ce arme să fac? Albe. Să dai tocurile jos, glumesc. Am făcut de câte ori ne vedem la această emisiune, frumoasă da. Emisiune despre sport și despre autoapărare, mă uit la tocurile tale, deoarece prima oară s-au rupt. Da. Și atunci ce crezi? Nici măcar sport n-am făcut. Ce? Astea o să îți garantez că o să fie... Auzi, am mai păstrat tocul, puteai să te aperi cu el. Nu, dar poți să mă apăr cu pantoful, știi? Asta e o idee și mai bună. Deci ce trebuie să fac?
Trebuie să vină Andrei, trebuie să venim să explicăm. Bine, să hai să explicăm. Bun. Tehnica fiind de MMA sau de lupte libere? Sau tehnică de autoapărare. Eu sunt în pericol dacă stau aici? Nu, sub nicio formă. Abi? Eu zic că ești. Ok. Noi dorim, cei care se uită la această emisiune, să înțeleagă că există tehnici de autoapărare, nu dintr-un anume sport. Există o combinație de arte marțiale de contact care duc la un ansamblu de tehnici care se numesc autoapărare. Bun. Orice antrenor din sporturile de contact cunoaște o bază, are o bază de tehnici de autoapărare. Bun, noi ne-am gândit la, cu Andrei, am stat și am discutat și am ajuns la concluzia că cel mai frecvent atac pe stradă este atacul celui care vine în fața ta și dorește să te lovească. Clar, fiindcă după ce te-a lovit, ori este o obsesie a lui, ori vrea să-ți fure ceva, ori vrea să, nu știu, tot felul de lucruri. Păi și cum îmi dau seama că vine în fața mea ca să mă lovească? În poate momentul în care cineva vine țintit, te privește în ochi, fiindcă el e foarte atent. Poate vrea să-mi spună că sunt frumoasă, că am ochi frumoși. Da, dar da, există o anume privire. Care e privirea? Pentru ochi frumoși. Care e privirea pentru vreau să te lovesc? Nu știu, că n-am lovit pe nimeni așa, dar pot să spun privirea că ești frumoasă. Uite, de exemplu, soția mea se uită. Da. Aș putea să mă uit și știe că mă uit cu drag la ea. Aia e privirea de ești frumoasă. Cel mai frecvent atac este atacul cu brațul drept. De ce? Fiindcă majoritatea oamenilor sunt dreptaci. Da, corect. Da. L-am poziționat bine? Da, nu. Așa, deci ce trebuie să-i fac? Uite, e perfect. Stai cu Andrei față în față. Așa, da. Bun. Tu postezi infractorul. Eu postez, da. Eu sunt infractorul. Da. Deci trebuie să atac. Tu ești infractorul, îmi place. Da. Acest infractor, așa. Nu tu. Nu eu, nu. Ține pumnul strâns. Pumnul strâns, da. Eventual are pe mână un robinet sau tot felul de chestii de metal. Am un inel, e bun? E bun. Auzi, și pare și de logodnă, sincer. Nu strica că se supără soțul. Trebuia să fie și verigheta, dar ea e pe acasă. Așa, bun. Zi. Și infractorul și-a un elan atât de mare, așa, încât el își dorește să vătămeze persoana deci pozitivă cât mai tare, da. Așa. Croșeul este acea lovitură cu brațul, lovitură laterală, așa, cu brațul cât mai deschis. Printr-un elan foarte mare. Știi de ce îmi place asta? Că eu învăț să atac. Asta a fost, nu? Da, asta a fost. Numai că această lovitură se îndreaptă către barba. Ok, bun, gata, am înțeles. Victimei. Și destinația loviturii. Da, bineînțeles. În acest moment, aici, victima. Nu victima. Încă nu e victimă. Încă nu e victimă, stai că... Da. Andrei... Tu poți să ții pe Abi, sigur, să te aperi cu... Andrei blochează lovitura cu antebrațul, pur și simplu se opune ei. Și în acest moment face un procedeu din lupte. Și te dă peste cap. Se numește tur de șol. Nu trebuie să te opui. Se numește tur de șol. Eu, da, eu sunt, cum se numește, infractorul și mă opun. Mă opun, am un cuvânt de spus. Dacă vrei să mai încerci... Nu, deci stai puțin, atacă-mă. Dar de ce te frică? Așa, uite, nu. Stai, așa. Cu picioarele paralele. Paralele, da, așa. Bun. Nu știi că te atac. Nu știu că mă ataci. În momentul în care a venit pumnul, ai ridicat brațul. Aici? Așa? Cu antebrațul ai oprit această fulgerătoare, așa, lovitură. Așa? Și cu mâna cealaltă ce fac? Cu piciorul tău drept. A, cu ăsta drept? Mă duc aici. Piciorul lui picior. Drept. Așa. Te întorci cu spatele, moment în care... Așa? Bagi mâna... De aici? Pe șoldul lui. Așa. Ridic cu piciorul pe aceeași linie cu celălalt picior. Așa. Te întorci cu fața la mine în momentul ăsta, cu tot cu șoldul lui. Așa. Și îl prind de braț. Îi prins brațul. Așa. Și cu brațul pur și simplu îl basculezi, așa, cu șoldul. Nu? Te întorci de tot, cu spatele. Mă întorc de șold. Da. Și cu bazinul îl ridici și îl basculezi. Auzi? Tu te pregătisei pentru ceva mai simplu. V-am făcut o surpriză la început de an. Da, faci asta și după aia fugi. Bineînțeles, nu are sens să stai la filozofii multe. Pentru că luați loc, așa. Mă vătă să mă apăr. Ideea e că tu te aperi pe moment, dar fiind mai puternic, să spunem că e mai puternic sau experimentat decât tine, n-ai cum să nu ți-o iei. Adică... Bineînțeles,
primul lucru și cel mai important e să părăsim locul, zona. Adică chiar dacă să spunem că nu mai facem niciun procedeu, în momentul în care eu constat o situație de limită, o situație gravă, cel mai indicat și primul lucru e să fugi. Păi și eu, în timp ce îi spun că-l iert și că așa, eu fug, știi? Să știi că te-am iertat! Dar nu să cu privirea că... în spate, că nu poți să fugi și te împiedici. Da, cu privirea în față. Da, cu privirea în față. Da, da, da. Păi da, dar sunetul se propagă tot păi, în față și nu aude. E la distanță da, mare de mine, sigur. La cât de repede fug, sigur e în spatele meu pe undeva. Mai ales dacă aici aplica și tehnica de autoapărare, sigur are întârziere. În momentele acelea nu mai contează nici geanta, nici geaca, nici ceasul, nici telefonul. Cred că trebuie lăsate și sănătatea e cea mai importantă. Da, dar e bine să știi să te aperi și dacă mergem mai departe, adică vrem să ne și luptăm, că, adică să avem câteva noțiuni, venim la voi. Vă așteptăm cu mare drag. Noi avem în programul nostru de antrenament, avem și ne adresăm celor care vor să învețe autoapărare. Sunt persoane care doresc să învețe sport de performanță, să facă sport competițional și sunt persoane care vor să facă decât autoapărare. Și pentru condiție fizică, nu poți să faci, că sunt niște mișcări care... fizică este implicată la toate categoriile de sport, de masă, de performanță, de autoapărare. Sunt persoane care folosesc autoapărarea ca să nu tocmai să se apere? Cu siguranță într-o sală vin 20-30 de copii, 40-50, depinde de sală, de zonă, în fine. Mai târziu, eu nu pot ști dacă un copil care mi-a fost în sală 2-3-4 ani, poate a fost campion național, poate a fost campion european, mai târziu nu pică într-o tagmă mai puțin serioasă, să zic așa, și devine un infractor. Asta e greu de presupus. Noi toți antrenorii, absolut toți antrenorii și toți profesorii, cred că ne îndrumăm elevii și discipolii către partea bună a lucrurilor. Da, pentru că acolo înveți o disciplină și mie mi se pare că acolo poți de fapt să-ți înfrânezi pornirile animalice și știu foarte mulți care vin la astfel de sporturi de contact tocmai ca să-și domolească copiii pentru că au o doză de agresivitate și știu să-și respecte adversarul, să facă un sport și să facă artă din acel sport. Pe fondul oboselii fizice, datorate unor exerciții, se reglează foarte bine chivia la nivelul creierului. Și atunci devii mult mai bun, mult mai relaxat, mult mai bun. În toate... Au venit cursanți după anumite incidente neplăcute în stradă? Jumătate din ei. Serios, jumătate da? Din ei vin din cauza multor situații neplăcute pe stradă, la școală, bullying-ul. La asta mă gândeam, că pe stradă, hai ca adult, poate întâlnești, dar copiii cel mai mult întâlnesc bullying-ul la școală. Da. Școală, grădiniță, facultate. Grădiniță? Bineînțeles, sunt copii... Sistemul nu mai este atât de, nu știu, educația e foarte bună, dar probabil familiile care provin libertatea asta extrem din jurul nostru, da, fac sau duc către anumite reacții ale unor copii și atunci alți copii sunt victime. Și în momentul acela părinții îndreaptă către sălile de sport. Da, și pentru mai multă încredere în ei, stimă de sine și normal, toate celelalte, știi că în momentul în care tu ești puternic, în momentul în care tu o perioadă de timp practici sport, la nivel mediu către înalt. Dacă tu într-o perioadă de timp ai participat la, nu știu, anumite competiții, știi să-ți controlezi emoțiile. Cum știi a fost că pentru tine, Andrei? Iartă-mă, că nu mi-am băgat băiatul în seamă. Cum a fost pentru tine, Andrei? Cu ce te-a ajutat pe tine că știi să te lupți? Păi, m-a ajutat, în afară de performanță. Mai devreme la controlul emoțiilor, sportul. Și la mai multe chestii. Ai fost vreodată nevoit să te aperi în afara unui mediu organizat? Din fericire nu s-a luat nimeni de mine. Pe cum să se adel dacă știe lupte? Păi altfel, cu altă încredere mergi seara la 12 noaptea prin ploaie. Nu, ca să nu se ia cineva de tine, trebuie să știi să previi. Acțiunea de prevenire este mai importantă decât... în ghilimele, o karmă. Deci acțiunea asta de prevenire înseamnă că trebuie să-l iei deoparte și să explici că nu este frumos să facă ceea ce vă dorește să facă, nu-i așa? Acțiunea de prevenire înseamnă. Dacă Andrei mi-ar spune diseară la 11:30 că ar vrea să meargă până la metrou să-și cumpere o înghețată, cu siguranță n-aș fi de acord. Asta e o acțiune de prevenire. Iar el este ferit de un eventual risc. Deși el s-ar putea apăra foarte bine. Cu siguranță.
dar nu ne dorim nici cel mai mic sau nu știu, nici cel mai apropiat incident. Și atunci noi ne conformăm eticii morale și sociale, ne încadrăm tuturor normelor de moralitate și suntem feriți de foarte multe lucruri. Eu am văzut că un pic așa avea în ochii teama de Abby. Da, 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 și eu am văzut. Dar știi de ce? Există inamici periculoși. N-ai, merge. Bineînțeles, păi și văd și în ochii tăi acolo, în colțul ochiului, după ce am învățat astăzi. Da, 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 de tocul tău mi-a fost frică. Nu? Da, îmi este. S-a apropiat foarte mult de mine. Cred că mă place, e drag de mine, dar nu înțeleg de ce. Cred că era să parez. Da, cu stânga, cu stânga, cu stânga. Așa, da. Tu pe ea trebuie să o înveți să pareze cu stânga. Da. Eu cu dreapta, suntem bine. Nu, că n-ai cum. N-ai tu lovești poziția. Cu dreapta. Da, dar n-ai poziția. Nu, eu parez cu dreapta. Ea parează și eu parez. Ce? Da, am înțeles. Ne apărăm reciproc. Da, da. La ea încă mai aplic aia cu te iert, cu te rog fi blândă, cu partea aia. Nu pentru mult timp. Nu pentru mult timp, da. În cât timp aș putea, Andrei, să învăț să mă apăr? Cât de cât ok, ca să nu fie frică să merg pe stradă și cum spuneau colegii tăi, dacă vine unul să-mi tragă una, să nu stau ca prost. Deci cam în cât timp? Păi cam 4-5 luni. 4-5 luni de mers cât de frecvent? Cam în fiecare zi. În fiecare de acum zi. Până în mai, apucați-vă, iar în mai o să fiți geniali. Da. Stați puțin. Să mai mea o sală. Probabil o să vină toată lumea și nu o să fac față. Trebuie să mai închiriez o sală. Pe râd, da, 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 pe râd. Da. Și marțea viitoare ne vedem la Fresh să mai învățăm alte tehnici. O să-ți arăt eu ce înseamnă autoapărare, dragă. A, bine, abia. Mulțumim pentru că ați revenit la Fresh Access în 2023. Căutați Cristi Iordache. Da, și Andrei Iordache. Bineînțeles. Absolut fight. Cei mai tari. Bine, bun. Ne-am ajuns la final. Eu zic să ne vedem mâine că vine Alina Iliei peste noi, deci s-a terminat. Deci s-a terminat Fresh Access, ne revedem mâine de la ora 16. Mulțumim pentru că ne-ați fost alături. Acest program a fost sponsorizat de Maurer Imobiliare.